Panică în micuța localitate buzoiană Haleș. Tot satul s-a îngrozit la auzul veștii că soții Negulescu au fost găsiți morți în propria locuință, după mai bine de 3 zile în care nimeni nu a știut nimic de ei. Bărbatul în vârstă de 71 de ani a fost găsit înnecat în fântână, în timp ce consoarta sa în vârstă de 65 de ani zăcea moartă în pat. Apelul la 112 a fost dat de rudele acestora, care la îndemnul vecinilor s-au deplasat la casa părintească. Polițiștii secției 3 Poliție Rurală Berca au fost sesizați în primă fază cu privire la faptul că doi soți din comuna Tisău în vârstă de 66 și 71 de ani au dispărut de la domiciliu. Imediat după primirea sesizării, la locuința celor doi au intervenit polițiștii din cadrul postului de poliție comunal Tisău, care au găsit într-o fântână din curtea locuinței cadavrul bărbatului în vârstă de 71 de ani. Soția acestuia, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită decedată într-una dintre încăperile imobilului. La fața locului s-a deplasat și echipa operativă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, formată din polițiști de investigații criminale și specialiști criminaliști. După încheierea cercetării la fața locului, cadavrele celor doi soți au fost transportate la morga serviciului județean de medicină legală Buzău în vederea efectuării necropsiilor. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale continuă cercetările sub supravegherea procurorului criminalist de la parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău în vederea clarificării împrejurărilor în care au decedat cei doi soți din comuna Tisău. Potrivit vecinilor aflați la fața locului, se creionează două scenarii. În primul dintre ele, bărbatul, cunoscut ca fiind un om violent, mai ales la băutură, și-a ucis soția, apoi s-a aruncat în fântână. În al doilea, acesta își găsește consoarta decedată, nu rezistă durerii și decide să-și pună capăt zilelor. În urmă cu 6 ani, cei doi și-au pierdut unicul fiu, care s-a spânzurat de nucul din curtea casei părintești. Mai aveau două fete, ambele plecate la muncă în străinătate. Anchetatorii așteaptă rezultatele necropsiei pentru a stabili împrejurările în care cei doi și-au găsit sfârșitul.